Bărbatul în vârstă de 48 de ani din comuna Vulpeni a ales să-și pună capăt zilelor în această dimineață, aruncându-se în apele Oltului în apropierea podului de la intrare în Slatina. Înainte de a se arunca în râu, bărbatul și-a anunțat soția că se va sinucide. Bun înotător, pentru a fi sigur că nu mai poate fi salvat de eventualii trecători, acesta a ales să-și imobilizeze mâinile și picioarele cu un lanț de care a legat și o dală de beton. Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 6, fiind alocate imediat resurse de la detașamentul Slatina și a fost alertată concomitent și echipa de scafandri din cadrul ISU Dolj. Căutările au fost desfășurate cu ajutor a două bărci pneumatice în zona în care se presupunea că bărbatul s-a înnecat. Ulterior, căutările au fost preluate de scafandri din cadrul ISU Dolj. Aceștia au găsit în scurt timp trupul neînsuflețit al bărbatului. A fost adus la mal, dar fără semne vitale. Medicul de pe ambulanță, constatând decesul victimei, misiunea a fost una dificilă pentru scafandri, având în vedere faptul că adâncimea apei era de aproximativ 10-12 metri, o temperatură de numai 8 grade și o vizibilitate de aproximativ 1 metru. Gestul bărbatului a șocat pe membrii familiei sale, care susțin că nu avea motive să recurgă la un astfel de gest. Ei au recunoscut că de ceva timp acesta căzuse în depresie. În cauza a fost deschis un dosar penal. Polițiștii vor să afle ce l-a determinat pe bărbat să-și pună capăt zilelor.